Bună, oameni buni, astăzi vrem să reacționăm și noi la Alin Barosanu. Au reacționat foarte mulți youtuberi și de-aia mă încântă. Dar și eu sunt mare fan la youtuberi. Ca muzica asta o ascult eu și măi, toată muzica asta, e și Dani Mocanu. Haide, să scriem aici. Alin Barosanu. Bă, filmul de în sine. Ea speră să facă din Alin un copil mai liniștit și mai plinit. Bună, eu sunt Raluca. Eu sunt Barosanu de Barosanu. Deci dacă ar fi copilul meu, aș jura că eu m-am mai uitat la asta de 2-3 ori. Deci aș jura că îl omor. Deci îl omor ce face. O să vedeți. Bătaie, zic, dacă eu îl iubesc, zic, de asta zic că aș rupe în bătaie. Aia o să zic acum că e bine să-l bătem. Păi de ce nu e bine, mă, că măsa a tras o palmă la masă, știi cum? De s-a adus în cameră. O să vedeți că e tot rău film. Și e nervant al din Barosanu și... Brav. Vedem în continuare. Referitor la ce anume, minte, Alina? Păi mă minte bătaile de mine că nu sunt eu cu minte. What? Că mintele de mine că nu sunt cu minte. Mamne ferește. Vedeți și minunatul ăsta zice what? What the fuck? Se bate cu cine apucă și pe cine găsește în cai, da? Aline, te rog frumos, Aline, tu fii nesimțit așa, Aline! Deci îl rup în bătaie dacă e copilul meu ar fi așa. Păriți, ți-am decât 8 ani și nu. O să merg la baie să mă șterg. Te rog din suflet, Aline, te rog din suflet. Ce nu ai rău și tu prostul, mă? Deci nu e el destul de prost. Din suflet, nu mai face așa. Lasă-mă în pace! Că-i am aici. Eu te-am ascultat și manele. Fotu-ți manea ta. Eu ascult manele, nu tu asculti. Cele două femei suportă zilnic scandalurile provocate de Alin. Acestuia nu-i convine nimic din ceea ce fac mama și mătușa lui, pe care le tratează ca pe niște simple sclave. Am zis eu că vreau cartofi. Greu de intuit încă motivul. Zice scrim colț că n-am zis niciodată că n-am avut un videoclip. Misiuni. Ce și un spune să tu. Deci nu opresc videoclipul că se aude prea tare și nu o să mă auziți. Le zic acum. Când filmez eu acum, e ceasul 21 minute. Chestia asta chiar gata, noi amândoi am încheiat-o. M-a pupit, ai auzit? Pentru ce mi-ai făcut acum? De ce să... Voi cred că înțelegeți ce zice acolo. Dacă nu înțelegeți... Vă pup în cur. Să mă pup în cur, să nu fun. Că chiar mi-ai pus mâncarea... Păi ce n-ai tu? Așa vrei tu, mănânci ciorbă, băi! Ciorbă, mănânci ce vrei tu? Și tu, femeie proastă, nu-i mai pregăti cartofi, că și așa destul de gras. Sunt dumneavoastră, nu-i... Mă, ți-a mai târziu o dată, te omor!
stăpânul, cine e jovânul, ce nabii prost. O să mai fac o dată fină, așa croseam mingea de la musă. Cine este șmecherul numărul 1? Dani Mocanu este șmecherul numărul 1. Dar de ce nu întrerupem la mama dracu? Aia nu înțeleg. De ce nu înțeleg? Nigga got it back cuz I'm brown. Mama sunt fata cu după favor. E nepoțica dumneavoastră? E nepoțica, da? Și e verișoara mea aia proastă. Cum faci fa de mâncare? Vrei brânz? Și verișoara aia mea proastă. Pe bune, hai că o limba rosa nu e prea, deci prea. O să vă bag și la sfârșit un cântecel mic. Cartofi? Nu vreau cartofi frăși! Cum să-ți fac cartofi iar când ai arat cartofi? Nu, cartofi nu am. Nu faci cartofi că așa nu am. Eu am, nu am, că te lipesc. Fă-mi sandwich, fă-mi o dată! Îți fate. Gura, măi, gata, măi, 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 de ce nu trebuie la... Du-te, pula mea, limba roșă. Te mă cu ocul gătitul tău. Cine? Nu-ți mai dau mingea? Și nu-ți mai cumpăr nimic de aici încolo, să știi. Trebuie să vii după mingea. Asta. Uite, vă-ți promit eu, mâine mergem la ștrand, dar acum mergem în casă, da? Dar îmi dau mingea să o țin eu. Dar ești cu minte, da? Și mâine mergem la ștrand. Da. Da? Da. Bine. Când a primit mingea. Păi, dar tu nu ești mama, nu? Și eu nu fac duș când vrei tu, fac când vreau eu. În sufletul meu, tu ești ca băiatul meu. Ba, aia ba, lasă-o oricum, pace, ba, că tu așa faci, bă. Hai să vă pun un cântec și cu Dani Mocanu, dacă tot zăsăi, și o să vă las. De fapt, vă pun două, că îmi place să le ascult. Să le ascult. Ascult? Nu știu cum să zicem. De la Dani Mocanu, o piesă forță, 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 forță. Pentru Cristi Pălăcean de la Cluj, care transmite tuturor dușmanilor lui. Nu voi rămâne aici, nu voi rămâne aici și nu mi-e teamă de nicio închisoare. M-am obișnuit, m-am obișnuit, m-am obișnuit. M-ați băgat în închisoare, nu am să vă ier vreodată. Vin și mă răspund chiar de mai într-o dată. Nici o închisoare nu o să mă potulească. Mă eliberez, o să fiu în teroarea voastră. Nici în închisoare nu am să vă ier vreodată. Și mă răspund chiar de mai într-o dată. Nici o închisoare nu o să mă potolească. Când mă eliberez o să fiu în teroarea voastră. V-ați spus împotriva mea, nu știu sunt ce intrați. În răzbunarea nu opresc o mie de mascați. Vin acasă și vă arăt ce mi-am pus în gând. Cu o nenorocesc pe toți și mă întorc râns. V-ați spus împotriva mea, nu știu sunt ce intrați. În răzbunarea nu opresc o mie de mascați. Vin acasă și vă arăt ce mi-am pus în gând. Cu o nenorocesc pe toți și mă-ntorc râzând. V-ați dat că-mi sunteți frați, dar de fapt voi m-ați legat. Din brațele la nevastă voi m-ați alungat. Îmi plânge nevasta că nu sunt în libertate. Dar când mă eliberez, plătiți pentru toate. V-ați dat că-mi sunteți frați, dar de fapt voi m-ați legat. Din brațele la nevastă voi m-ați alungat. Îmi plânge nevasta că nu sunt în libertate. Dar când mă eliberez, plătiți pentru toate. V-ați spus împotriva mea, nu știți în ce intrați. În răzbunarea nu opresc o mie de mascați. Vin acasă și vă arăt ce mi-am pus.
v-a spus împotriva mea, nu știți în ce intrați. Răzbunarea nu o opresc o mie de mascați. Vin acasă și vă arăt ce mi-am pus în gând. Mă nenorocesc pe toți și mă întorc râzând. Luați aminte ce vă spun, aveți unde fugi. A devenit o plăcere să văd mascații. Vă arunc în aer indiferent ce va fi. N-am liniște și vă caut până voi mori. Luați aminte ce vă spun, aveți unde fugi. A devenit o plăcere să văd mascații. Vă arunc în aer indiferent ce va fi. N-am liniște și vă caut până voi mori. Hai că puiul meu, că nu mai aștept. Cam pa, pa. Episodul ăsta a fost un episod foarte special și vă rog să dați un like, un subscribe și un share. Și abonați-vă.